montate, zic eu, câteva săptămâni, pentru că se lucrează la amenajarea sărilor. Puteți veni și puteți filma să vedeți că un stadiu care se montează acel tarchet, instalațiile de detecție la incendiu și așa mai departe, pentru că acest bloc operator va fi și autorizat ISU. Nimic așa asta în proiect. Deci, ca să fiu foarte scurt, vă pot da o listă detaliată la finalul conferinței de presă să nu blocăm. E vorba și, în primul rând, de tot ce înseamnă instalația de tratare termică aerului. Ventilație, tratare termică, presiune negativă. 2. Este vorba de aparatele de anestezie, de platforma de electrochirurgie, de turnul de laparoscopie și alte echipamente conexe specifice blocului operator. Inclusiv ventilatoare și așa mai departe. Deci tot ce înseamnă echiparea unei săli de operații, de la podea, lampă, masă, echipamente medicale care ajută la intervenția chirurgicală. Evident, este diferențe. Sălile de chirurgie au chirurgie generală, au o anumită dotare. Sala de ortopedie există și dotări specifice. La fel și neurochirurgia, unde în completare și Consiliul Județean ne-a mai finanțat pentru echipament de neuronavigație. Mulțumesc!